Începând cu data de 7 iulie, când am deschis acest centru, am avut până în prezent 115 prezentări, din care 43 au fost cu bilete de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist. Restul pacienților au fost fie cu plată, fie pacienți internați în Spitalul Municipal Dorohoi, care s-au prezentat la noi cu foaia de observație, în principiu de la neurologie sau medicină internă. Pacienții au fost majoritatea din Dorohoi, dar și din comunele apropiate, cum ar fi Broscăuți, Șentriceni, Văculești. Deja facem programări cu bilete de trimitere pentru sfârșitul lunii noiembrie, chiar și începutul lunii decembrie. Avem cereri foarte mari și cu plată. La fel, facem programări deja pentru sfârșitul lunii septembrie. Cererile sunt foarte mari, în general. Până acum lumea mergea la Botoșani, acum ar vrea să vină aici pentru că este mai aproape. Din păcate, personalul este puțin și nu putem să satisfacem toate cererile. Dar noi ne străduim să luăm pe toată lumea, ca să zic așa, și încercăm să-i programăm în limita locurilor disponibile. Lumea este mulțumită, din ce am observat eu. Deci suntem și noi mulțumiți că avem pacienți și că nu putem desfășura activitatea în limite normale. Cu alte cuvinte, centrul nostru își desfășoară bine activitatea și scopul urmărit a fost atins.